sfârșit ci slujit. Văd la orice pas cât e de bun.
cerți cumpărare, pot și eu voios acum să spun. Dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat, o, ce minunat, o, dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Nu vom înțelege niciodată ce măreață e iubirea sa. Și atunci în slava nevisată tot iubirea lui o vom cânta. Dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat, o, ce minunat, o, dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Dragostea lui e darul cel mai minunat, cel mai minunat, minunat și pentru noi. V-am regăsit, dragi prieteni. Suntem împreună la Apocalipsa, partea 5. Suntem pe cale să ne continuăm survolul nostru asupra acestei cărți minunate. Și în studiul anterior ne-am oprit la începutul capitolului 17. Așadar, acum avem de analizat capitolul 17, 18, 19, 20, 21, 22. Șase capitole. Șase capitole nu va fi imposibil să le parcurgem, din cauza că, zic eu, aceste capitole sunt destul de simple acum, după ce am parcurs acele cărări din patru direcții diferite, acele cărări de câte șapte. Șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte mesaje aduse de către îngeri speciali și șapte urgii. Acum avem judecata curvei celei mari, capitolul 17, 18, 19, apoi capitolul 20, marele război al zilei Dumnezeului celui atotputernic, 21 și 22, încheierea marii lupte, acasă în sfârșit. Vreau să vă spun că astăzi pentru mine a fost un festin cu totul aparte. Mi-am limpezit câteva lucruri foarte importante personal, începând de aseară și până acum. Am înțeles două sau chiar trei lucruri noi, nouțe. Și așadar mă simt foarte sătul. În pauza dinaintea acestei transmisii, chiar am reușit să adorm cu sfărăituri. Deci chiar mă auzeam, Sebi, cum sfărăiam, știi cum? 10 minute am pus capul jos, dar acum mă bucur că suntem împreună ca să continuăm. Iar cu câteva secunde înainte să cu câteva secunde înainte să se sfârșească generul cool,
El are o bucată de ciocolată acolo jos, dacă o vedeți în dreapta jos, ia uitați-vă N-am lângă o bucată asta. de ciocolată. Dar... Am mai multe. Am un turn Și de ciocolată. El încerca să mănânce o bucată de aia, a dus-o spre gură și pe urmă a lăsat-o la loc, fiindcă vedea că, vedea că se... Eu abia am reușit să mănânc Dragi prieteni, un ardeiuț. Am mâncat și... o ciocolată întreagă în clipa asta. De, în câteva minute, Sebi, cred că în 3 sau 4 minute am mâncat o ciocolată întreagă. Mai am un rând, mai am 4 bucățele. O fi confecționată este din ciocolata? Apă ciocolata ta. Nu, nu, este ciocolata din rezerva mea strategică, pentru că eu am zis că dacă în carantina aceasta lucrurile se vor înrăutăți grav și vom ajunge să ne izolăm total și să nu mai putem ieși din casă și am zis eu așa că mă aflam în fața raftului la magazin, bă, în cazul în care mi se termină conservele, aș mânca niște ciocolată. Și pur și simplu am înfipt mâna în raftul de poiana cu lapte și am luat vreo 10 ciocolate de acolo și le-am aruncat în lada frigorifică. Iar acum când am venit să încep această transmisie, am luat una de acolo și e proaspătă rece, știți cum e, rece, gheață, se sparge ca sticla în dinți, așa. E bună, bună, bună. Este mai aproape la fel de bună ca și cartea Apocalipsa, ciocolata asta. Haideți să ascultăm un cor, se numește Senin, corul acesta. Interpretează piesa muzicală Căutați-l pe Domnul. Îi ascultăm, ne rugăm și apoi avem de discutat lucruri frumoase în partea 5-a din cartea Apocalipsa. Căutați-l pe Domnul acum. Și chemați-l cât mai e lângă voi, nu întârziați. Căutați-l pe Domnul acum, cât mai poate fi găsit. Și chemați-l cât mai e lângă voi, nu și iubire, lumina sa le va găsi în cer. Căutați-l pe Domnul acum, cât mai poate fi găsit, și chemați-l cât mai e lângă voi, nu că croile din cer pe obări și fac să crescă volele, așa cuvântul Domnului se întoarce la el cine Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, mulțumim frumos, Sebi, pentru piesa muzicală nouă pe care ai găsit-o între timp. Ulterior, eu, după ce ți-am făcut solicitarea aceea să ne mai pui piese muzicale mai noi, mi-am dat seama că toate descărcările de calitate, toate piesele calitative sunt în computerul de la Benia. Iar tu acasă nu ai prea multe... Am mai descărcat niște melodii, dar... Ai mai descărcat, da, oricum. Și zic, uite-mă, i-am solicitat acum să ne punem melodii noi și când colo baza de date era la Benia. La Benia! O să ajungem noi și acolo cât de curând, când se vor ridica restricțiile. Sebi, parcă... Săptămâna asta vorbea cu dor despre Benia, nu? Hai să ne rugăm. Hai. Ia spune. Îți mulțumim, Doamne, pentru cartea aceasta frumoasă pe care ne-ai dat-o și nouă. Îți mulțumim pentru lucrurile pe care ni le descoperi. Îți mulțumim pentru cuvântul prorociei și îți mulțumim că suntem în imediata apropiere a acestor evenimente. Te lăudăm că tu împlinești aceste lucruri la timpul exact, hotărât de tine. Nu ne lăsa ca să trăim în necunoștință. Atinge tu cu aceste cuvinte mințile câtor mai mulți oameni ca să se întoarcă la tine. Și pentru toate te lăudăm prin Domnul și toată veșnicia vrem să facem lucrul acesta. Amin. Dragii noștri, ce lucruri minunate ne sunt puse în față. Aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi și în mod specific ale cărții Apocalipsa. Să știți că este doar o chestiune de timp până vom ajunge acolo, la locul plin de lumină despre care vorbește această prorocie minunată. Este doar o chestiune de timp până tot pământul va fi plin de gloria Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Am ajuns... Era la... pe vremea când... Am ajuns la capitolul 17, da. Era pe vremea când domnul profesor Lăiu predica Daniel și Apocalipsa la Institutul Teologic. Cu mulți ani în urmă, în generația lui Robert Iosub, Sorin Petrov, Aurel Neațu, actualul președinte al Uniunii Române, Daniel Șerban, cine a mai fost din generația lor? Narcis Ardelean, Pișta, ok, și alții, nu-mi vin acum în minte. Chipurile le văd în față, dar numele nu mai sunt chiar atât de proaspete. Și erau ei, aceștia, această generație, de la ei știu, am râs cu lacrimi, să leșin, când au povestit că vorbea Lăiu despre judecata curvei celei mari. Și de obicei cursurile de Daniel și Apocalipsa erau puse în așa fel încât să fie 2 ore și 2 ore, adică vreo 4 ore de chin consecutiv, era ceva cumplit. Că de ce era chin? Pentru că n-are niciun fel de metodă de predare, domn profesor Lăiu. Ah, ok. Dacă vrei să înveți răbdarea sfinților, bă, dar răbdarea aia sfinților din cei 1260 de ani ori 7, să te duci la 2 ore cu Lăiu. Și nu este nicio noutate, asta este impresia tuturor celor care au făcut cursurile cu dumnealui. Așa că nu jignesc pe nimeni, să știți. Și la un moment dat, dânsul are și niște gesturi așa, face cu degetul cam așa ceva, știi? Uite așa și cu degetul cam așa. Și la un moment dat, fără să-și dea seama, spre sfârșit zice și
mesajul că capitolului 17 din Apocalipsa este că în final curva va fi pedepsită. Și a rămas așa în fața clasei, știi? Curva va fi pedepsită. Mă, au râs ăștia cu lacrimi și el rămăsese și se uita și da, nu înțeleg, de ce râdeți? De ce râdeți? Asta din znoavele institutului și din gesturile domnului profesor. Situație pe care eu chiar în momentul acela, ei erau ultimul an și eu eram primul an și de la ei o știu povestită. Deci, dragi prieteni, ia uite ce zice aici cuvântul Scripturii. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis. Vino să-ți arăt judecata desfrânatei celei mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Acest verset 2 este foarte, foarte important. De ce? Pentru că el stabilește un hotar de timp, pe de o parte. Iar pe de altă parte, când face mențiunea și zice împărații pământului, să știți că nu se referă la Nimrod, nici la Nabucodonosor, nici la Belșațar, nici la Alexandru cel Mare, nici la Darius, nici la Ahasveros sau la Ramses al II-lea. Sau la Asurbanipal. Acești împărați ai pământului, menționați ca fiind cei care au desfrânat, ducându-se la curva cea mare, sunt cei 10 împărați. Despre ei se vorbește aici. O să vedeți imediat. Sunt împărații care au stat la masa Imperiului Roman și au luat și ei câte o bucățică din el. Acești împărați care au condus, să spun așa, care au manageriat, care au guvernat peste a patra fiară. Și m-a dus în duhul într-un pustiu. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea 7 capete și 10 coarne. E, coarnele acestea de aici sunt incriminate ca fiind acelea care au desfrânat cu acea desfrânată judecată aici. Și în continuare, în capitolul 17, ni se arată patru mari teme pe care îngerul le explică deslușit. După ce arată imaginea de ansamblu, zice și m-a dus în duhul, da, am văzut o femeie de culoare o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, da? Fiara aceasta era plină cu nume de hulă, avea 7 capete și 10 coarne. Femeia era îmbrăcată și ea în aceeași culoare, da, stacojie, era îmbrăcată, împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, ținea în mână un potir, o cupă, plină de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, Mister, Babilonul cel Mare. Traducerea e destul de imperfectă aici. Da, traducerea este foarte... Da, ok. Deci, cuvântul mister face parte secret, mister, din nume. În greacă. Face parte din nume.
Mister, da. Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și spurcăciunilor. Și spurcăciunilor pământului. Ce și-am văzut pe femeia aceasta că era beată de sângele sfinților și ale urmașilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Mi-l și văd pe Ioan cum s-a mirat. S-a mirat așa că îngerul zice, de ce te miri? Stai, oprește-te un pic. Și fiți atenți la versetul acesta. Îți voi spune taina acestei femei, arătând detaliu, cine este ea, de ce, cum, care-i treaba cu ea. Și a fiarei care o poartă, și a celor 7 capete, și a celor 10 coarne. Câte explicații detaliate întâlnim în această vorbire a îngerului? Azi ce întrebare simplă v-am pus? Femeia, fiara, capetele, coarnele. Capetele și coarnele. 4 elemente importante de descifrat. Ar putea cumva îngerul să explice doar 3 sau 2 și pe celelalte să le uite? Asta cred e că nu. Putință la oameni, nu la Dumnezeu lucrul ăsta. Oamenii fac... Observați! Știi, prin urmare, în aia. Continuare... Da. În continuare, noi trebuie să găsim explicații temeinice descoperirea lucrurilor de căpătâi care fac explicită situația femeii, a fiarei, a celor 7 capete și a celor 10 coarne, care la început... Astea zece coarne. Știți cum au fost numite de către înger în versetul 2? Zice, cu ea au curvit împărații pământului. Astea, coarnele astea de aici, 10, sunt numite de către înger împărații pământului. Dar nu doar în versetul 2, și în versetul 12. Zice, cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați, care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas cu fiara. Acest timp de nu există în original. Vor primi putere împărătească un ceas cu fiara, adică ceasul profetic, da? Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul. Acești 10 împărați se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu el, cu mielul, da? De asemenea îi vor birui. Ați văzut ce frumos explică cine sunt cei 10 împărați? Cei care se războiesc cu mielul și care vor fi înfrânți sunt împărații care administrează autoritatea la capătul celor 1260 de ani, când nu mai pot face nimic, când nu mai au putere să-i biruie pe sfinți, când se întoarce moneda. Când sfinții care sunt împreună cu mielul le pune capac, îi biruie pe acești împărați. Biruie și fiara, biruie totul. Prin urmare, în capitolul acesta, în capitolul 17, ne este arătată judecata curvei celei mari. Dar în capitolul 18 ce ne este arătat? Că am zis că facem un survol, da? Haideți să privim de la altitudine, să privim de la înălțime acum.
După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger, e Domnul Hristos sub această etichetă, un alt înger, un alt mesager, care avea o mare putere. Și pământul s-a luminat de slava lui. Este Domnul Hristos, da? Care are capacitatea să facă ca pământul să fie plin de slava lui Dumnezeu, cum este, am spus, fundul mărilor, pline de apele care le acoperă. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate națiunile au băut din vinul mâniei curviei ei, lui de fapt, și împărații pământului au curvit cu ea. Această femeie, Flavius, prezentată în Apocalipsa 17, este portalul Babilonului pe pământ, lumii întunericului. Și aici se referă punctual la efectele pe care le are această prăbușire a Babilonului și care se văd pe pământ. Am înțeles. De acord cu tine. Asta discutăm. Spune, și am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, observ, din mijlocul ca să nu fiți părtași la păcatele ei, da? Da, și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Eu întreb, care urgii, la care urgii sunt menționate aici în mesajul acesta? Urgiile? Care a lovit Dumnezeu, din capitolul 16, șapte, nu? Da. Observați, dragilor, această cădere a Babilonului de aici este vestită de un înger, de Domnul Hristos însuși, este vestită de Domnul Hristos însuși, cu o avertizare teribilă. Acest capitol 18 nu este nimic altceva decât o paranteză, o detaliere extremă a mesajului celui de-al doilea înger din Apocalipsa 14. Și se arată cum se ajunge spre final acest sistem idolatru în care nu se mai găsește nimic curat, că poporul lui Dumnezeu a ieșit afară de acolo. Nu s-au întinat cu ei. În cele din urmă este pustit. Și se plâng acolo unii pe alții. Intră în capitolul 18, intră în niște detalii foarte extreme. Este prezentată în versetul 7 pretenția acestei femei care zice șed ca belfera, ca împărăteasa. Nu sunt văduvă, ba din contra, am chiar mai mulți împărații pământului, fac coadă la ușă la mine. Și nu voi ști ce este singurătatea, tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei. Moartea, tânguirea și foametea și va fi arsă de tot în foc pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Această expresie de aici, într-o singură zi, este similară cu expresia de mai jos, într-o clipă. Aș putea să o traduc într-un limbaj modern cu cuvântul instantaneu sau dintr-o dată. Sau dacă ați vrea o expresie așa mai popească, aș zice fără de veste. Inopinant. Negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Și aici este o listă întreagă. Dar sunt ăștia care stau departe în versetul 10... Și zic, aoleu, aoleu, într-o clipă ți-a venit judecata. Observați? Într-o clipă, dintr-o dată, inopinant.
Asta este imaginea de aici. Nu, mulți au vrut să scoată din versetul 8, de aici într-o singură zi, ideea de într-un singur an, adică pe parcursul unui an. Eu nu sunt de acord cu această interpretare. Păi, știi de ce Flavius nu se poate interpreta nu operează într-un an? Fiindcă pe întregul capitol 18, pe întregul capitol 18, unde se arată această prăbușire, această devalizare, ardere, cum vrei să o numești, da, acestei cetăți, se vorbește în mod constant despre un ceas. Un ceas, spune acolo. Hai că-ți arăt imediat. Că sunt mai multe versete. Stai că uite, eu am dat căutare și să-mi arate fix doar versetele acelea. Și operațiunea asta a durat foarte mult. Mai faci câteodată programul ăsta așa ceva, nu știu de ce. Am înțeles de ce. Fiindcă el... Deci apare în Apocalipsa, de la, în capitolul 18, am înțeles care era problema, traducerea defectuoasă. Într-un singur loc apare tradus în românește ceas, într-un ceas sau atâtea bogății într-un ceas sau prăpădit, dar vreau să vă arăt... Tu suspectezi că nu ar suspecte, trebui în mai știu multe... că am verificat. Am verificat, Flavius. Spune într-o clipă, a tradus Cornilescu încă de două ori, dar am verificat eu tot ce a scrie și acolo. Cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata, iar în original spune într-un ceas. Așa spune acolo, da? M-am uitat eu, am verificat treaba asta. Verificați și voi, nu vă luați după mine, doar că afirm eu. Uite, și aici la fel, zice, într-o clipă. Vai, vai, cetatea cea mare, așa, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu, dar în original spune într-un ceas. Și traducătorul a fost inconsecvent. Într-unul din versete, în versetul 17, a zis într-un ceas. Uite, le-am făcut eu prietenilor noștri, că este foarte important ceea ce ai arătat tu. Da. Stai o secundă. Să pun ecranul meu. Uite, dragi prieteni, am pus ecranul meu. Uite, așa facem Mia ora în original. Ne ducem în Apocalipsa 18, în versetul 17 și vedeți aici Mia ora. Da, mia ora. Uite, și dacă dăm pe indicele cuvântului și dăm search, ne apar toate versetele de unde apuiți. Uite, însă aici 18 cu 10, Apocalipsa 18 cu 10. 18 cu 10, 18 cu 17 ora, și 18 pe 10 cu 19. Să vadă toată lumea. Dă-i pe 10. Am dat. Și arată acolo unde scrie mia ora. Mai jos puțin. E prea ok. Uite aici, unde este cu verde, observați? Mia ora, da? Și în original Cornilescu a tradus cu clipă. Uite, eu suprapun. Observați? Într-o clipă a spus Cornilescu, dar tot mia ora scrie acolo, adică un ceas tradus în românește. Mai dai, Flavius, că mai e un verset. Îți-l mai spun dau imediat. Și uite, în 18 cu 19. În 18 cu 19, mă. Uite-l. Uite-l da, aici 19, cu verde. Da. 18 cu 19 scrie la fel și uite cum scrie, a scris Cornilescu. Într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu, ultima parte a versetului, da? Într-o clipă, în loc să zică mia ora, cum scrie în greacă. În loc să respecte cuvântul ceas. Să știți că sunt foarte relevante observațiile de felul acesta, dragilor, ca să pricepeți că atunci când te adâncești într-un studiu,
Totdeauna trebuie să fii foarte atent la terminologie, fiindcă un mic cuvințel schimbă total, care a fost tradus defectuos, schimbă total sensul întregii fraze și a textului. În cazul ăsta se vorbea de ceasul profetic, despre asta discutăm, și din cauza asta, din cauza celor trei afirmații din context, deci sunt trei afirmații în care se spune un ceas, un ceas, un ceas, mia ora, mia ora, mia ora, afirmația aceea de mai de sus, care spune într-o zi, de aceea într-o singură zi îți va veni judecata, da? Da. Trebuie să se supună rigorii celorlalte trei expresii. Că eu am verificat, acolo unde zice într-o singură zi, acolo scrie într-adevăr, în Apocalipsa 18 cu 8, scrie într-adevăr mia mera. Nu mai zice mia ora, zice mia mera, adică într-o singură zi. Într-o zi. Deci acea zi nu este o zi profetică, cum și-ar imagina cineva, ci este vorba de o clipită, un moment. Asta vrea să arate prorocia. Corect. Așadar, ne întoarcem la periplul nostru și avem în capitolul 18... Uite, aș vrea, Flaviu, scuză-mă, aș vrea să arăt audienței că acest a căzut Babilonul de aici din verset, din versetul 2. Da. Are alt sens despre decât Apocalipsa 14 cu 7. 14 cu 8, iertați-mă. Hai să caut să verific. Da, 8 era, da. Observați și aici se spune că a căzut Babilonul, cetatea care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Însă este o diferență între căderea de aici, din capitolul 14, și căderea din capitolul 18, dintr-un motiv foarte riguros, și anume că acolo îi descrie să, în versetul 8 din capitolul 14, căderea împărăției întunericului pe pământ, și despre aia se vorbește, și vrea să zică, atenția, a căzut Babilonul pe pământ, fiți în gardă, cum ar veni, da? Da. Iar aici se vorbește de prăbușirea finală a acestor sistemuri de, a sisteme de lucruri de pe pământ. Asta vorbim. E o diferență, da? În timp ce primul eveniment are loc la începutul perioadelor profetice, aruncarea pe pământ al muntelui acelui mare, da? Aici se vorbește de prăbușirea acestui sistem chiar de pe pământ. Fiindcă această prăbușire de aici este identică... Ține-te bine că vreau să-ți zic ceva. Apucă-te de ce ai în cameră pe acolo, să nu te ia vântul. Stai puțin. Noi arătăm din Isaia, în Isaia. Da. Uite. Ei pus în masa, e prorocia pe care Isaia o arăta înainte cu 100 și ceva de ani de căderea Babilonului, da? Da. Deci ei pun masa, straja veghează, ei mănâncă, beau, dar deodată se aude strigând în picioare voievoți, ungeri scutul. Vorbea de noaptea lui Belșațar Isaia aici. Căci așa mi-a vorbit Domnul, du-te și pune un străjer ca să dea de veste despre ce va vedea. El a văzut călărime, călăreți, doi câte doi, călăreți pe măgar, călăreți pe cămile, și asculta cu luarea minte, cu cea mai mare băgare de seamă. Apoi a strigat ca un leu, Doamne, am stat mereu în turnul meu de pază și stăteam de strajă în toate nopțile, și iată că a venit călărime și călăreți, doi câte doi.
Apoi a luat iarăși cuvântul și a zis, a căzut. A căzut Babilonul și toate icoanele dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ. Această cădere, această prăbușire a Babilonului, de aici este prăbușirea Babilonului antic și poate fi comparată cu prăbușirea Babilonului descrisă în Apocalipsa 18 cu 2. E același soi de prăbușire, da? Sensul că se prăbușește definitiv și nu se mai ridică niciodată. Exact cum s-a prăbușit. Ăsta este sensul. Împărăția Întunericului căzând din cer, da? Și n-a mai avut loc acolo. De data asta se arată că nu mai are loc nici pe pământ. Asta discutăm. E, uite ce vreau să-ți arăt, Sebi. Ia spune, Flavius. Termenul acesta, eu le arăt și prietenilor noștri. Stai o secundă să pregătesc. Uite, dragi prieteni, termenul acesta de aici, din Apocalipsa 18 cu 2, este epesen. Da? Căzut prin false. Prin, tradus prin false. Da. Acest cuvânt de aici îl mai găsiți în Apocalipsa 14 cu 8, cum a zis Sebi. Uite-l aici. În Apocalipsa a căzut Babilonul cel Mare, da? A doua solie a mesagerului. Însă țineți-vă bine că acest cuvânt este găsit și în Apocalipsa 8 cu 10. Observ, Sebi? Când se vorbește despre acel munte aprins care se prăbușește în mare, în trâmbița a doua. Și uite unde se mai găsește același termen. Unde? Ce verset e ăsta? 8 cu 10. 8 cu 10, ca să-l afișăm, da? Apocalipsa 8 cu 10. Și uite unde se mai găsește termenul acesta. O stea mare, da? Dar munte... Da. Ok, o stea mare. O stea mare, pardon. O stea, da. Da. Nu e vorba despre muntele. Asta, muntele da, din... da, eram în confuzie, nu înțelegeam ce spune. Da. Ok. Da. Și uite unde se mai găsește. Se mai găsește în Luca 20 cu 18. Da. Și în Matei. Stai să afișez 21 puțin, cu 20 cu 18. Luca 20 cu 18. Afișează. Oricine va cădea peste acolo? Piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Observi? Același cuvânt, da. Și în Matei 21 cu 44, e același verset, ca aceeași context, același verset ca în Luca. Tot okay. Cu căderea pietrei și... E, imaginea aceasta a căderii de aici este una irreversibilă. Este una irreversibilă. Foarte important. Din cauza aceasta, Sebi v-a explicat... Cum din ceruri a căzut Babilonul și nu s-a mai găsit în ceruri loc pentru el, nu s-a mai putut întoarce, a fost irreversibilă căderea aceea Babilonului din ceruri, de data aceasta în Apocalipsa 18 nu se vorbește despre căderea Babilonului din ceruri pe pământ. Vai de voi pământ și mare, balaurul! S-a coborât la voi cuprins de o mânie mare pentru că mai are puțină vreme. A căzut din cer Babilonul la voi și e... să vedeți ce pățiți acum. Nu. Aici, în Apocalipsa 18, este, dacă vreți, căderea de pe pământ a Babilonului. Exterminarea de pe pământ a acestei împărății împotrivitoare, iremediabil, irevocabil și fără de întoarcere. Dacă cineva ar avea obiecții asupra faptului că noi am identificat că acest Babilon de fapt e împărăția Întunericului, îi invit să nu uite că toate metodica, toate politicile, paradigmele, filozofiile existențialiste pe care le au cei care compun acea împărăție, da?
le-au încercat și le-au testat în cer ei. Adică nu e o... ceea ce se întâmplă pe pământ, dragii noștri, acum, nu este o chestiune care ei au făcut-o aici, pe pământ, ad hoc, s-au gândit, s-au scălpinat ei în cap, ia ce să facem noi, știi? Și le-a venit o idee, nu? Sunt metodele cu care ei au reușit în cer să facă ceva. Și au, în momentul când au fost vârliți de acolo și au căzut de acolo, cum ar veni, au venit cu acel sistem aici, pe pământ. Și nu este nicio mirare că Apocalipsa, în timp ce în capitolul 14 se referă în mod specific la acel Babilon, acea împărăție a Întunericului, sau în capitolul 17, când se referă la Patalamaua, de pe fruntea femeii care arăta cine e în spatele ei, știi? A desfrânatei, când zicea mister, da. Babilonul cel mare, știi? Nu e de mirare că prin această, cum să zic, dedicație și personificarea acestui nume în dreptul împărăției Întunericului, nu e de mirare că prorocia numește și cetatea care era muma desfrânatelor, curva cea mare, o numește cu aceeași etichetă. De ce? Fiindcă această împărăție a Întunericului căzând pe pământ are niște componente. Are subterana invizibilă, nu e așa, Flavius? Da. Și partea vizibilă, cetatea blestemată. Cum să zic, această dubioasă compoziție desfrânată fiară, știi? Această compoziție extrem, extrem de dubioasă care compune acest sistem vizibil, această, cum să zic, această dubioasă compoziție de aici, dintre femeia desfrânată și împărăția aceasta, este vârful icebergului, este ceea ce se vede din ceea ce există în subterană, în lumea noastră. În lumea noastră există o împărăție ocultă, extraterestră, care a pus fundul pe planetă în mod abuziv și care doar așa, dacă te uiți cu atenție tu ca om care ești instruit de Duhul Prorociei din carte, da? Vezi anumite detalii. Astea, ceea ce vedem noi, femeia, fiara, astea sunt doar niște efecte, e vârful, e ceea ce se vede, e țuguiul micuț de la toată povestea asta. Dar există în subterană Babilonul cel Mare. Este partea cea mai, dacă vrei, știi, există în fizica asta, în fizica, în mecanica cerească, în fizica astrofizică, în astrofizică, în disciplina asta, există înțelegerea că cea mai mare parte a Universului, care reprezintă peste 90% din masa sa, este așa numită materie întunecată, care nu poate fi detectată de aici, de la noi, de pe pământ, cu ajutorul echipamentelor, fiindcă pur și simplu are un nivel de radiație extrem de scăzută, e acolo. Și ei cum au depistat treaba asta? Au zis, nu se poate ca acest câmp gravitațional care ține la oaltă grupurile, roiurile de galaxii, da? Nu se poate ca pe distanțe atât de enorme, când se știe că intensitatea unui câmp gravitațional scade extrem de puternic pe distanțe scurte din cauza ecuației inversului pătratului distanței, da? Și ei au zis că cantitatea de masă vizibilă, observabilă din univers nu poate fi responsabilă de câmpul acela care acționează pe distanțe atât de enorme și cu atâta putere că ține universul la un loc, știi? Și atunci ei, prin niște calcule aritmetice foarte riguroase, au zis, nu se poate, zice, există o cantitate de materie pe care nu o detectăm și este mai mare, reprezintă 90 și ceva la sută din toată ecuația de care discutăm. La fel și aici, această împărăție a Întunericului de pe planeta aceasta, noi nu putem detecta, îi simțim efectele, dar vedem că e plenară și copleșitoare. Ceea ce vedem noi la scenă deschisă nu este decât efectul
acelei împărății care a fost vârlit aici în final. Prima oară își crease o ambasadă pe vremea lui Adam, când i-a furat dreptul suveran lui Adam prin manevre specifice politicilor și filosofiilor acestei împărății, da? Această împărăție are o filosofie politică diferită de cea a Domnului Hristos. Și metodele de luptă, de lucru, sunt diferite de spiritul și paradigma Domnului Hristos și a Duhului Său. Prin ultraj, prin extorcare, prin înșelăciune, șantaj, prin păcălire, prin ascunderea adevărului. I-a luat lui Adam prin violență, dar lui Adam i-a luat pur și simplu prin șantaj. A făcut-o pe Eva să păcătuiască, să-l determine din dragoste față de Eva să cedeze suveranitatea. A și făcut-o. Omul a greșit. Suntem în balamucul în care suntem din cauza acestei împărății care și-a pus întâi ambasada aici, iar ulterior, când n-a mai avut loc acolo, a fost aruncat aici. Este încuiat aici, în vechea lui ambasadă care și-o făcuse aici. Și acum această împărăție chiar își face de cap, chiar este reală, chiar există, este mai reală decât ceea ce vedem noi, este mai plenară și mai copleștoare decât lumea concretă, decât cărămida care poate să cadă în cap. Este adevărat, Flavius, asta. Asta discutăm. Da. Acesta este împărăția numită de prorocie aici. Sebi a vrut să spună că în spatele fiecărui popă este o legiune de draci, pe care nu o vedem. Noi vedem doar un popă burtos, amărât, prăpădit de țară, sau un pastor, sau un duhovnic, sau un influencer, cum se zice astăzi, care săracul vrea să aprindă și el o lumânare sau cine știe ce tâmpenie vrea să spună. Reducționist ești tu, eu am spus o grămadă de cuvinte tâmpe, ca să spun așa, ca să construiesc o chestie atât de simplă în care tu o spui în trei cuvinte. Asta e realitatea. În spatele fiecărui duhovnic religios stă o legiune de draci, pe care noi n-o vedem, care definește acele acțiuni, acele slujbe, acele măscări de la biserică, despre orice biserică. Să-mi fie cu iertare. Despre orice biserică. Asta e cuvântul. În spatele fiecarei ședințe de sobor sau de comitet stau mai mulți dragi pe care noi nu-i vedem. Da, legiuni. Da, și care decid cu ajutorul acelor oameni nemernici să se vâre ei în viața enoriașilor și să facă pe acolo cine știe ce nenorociri, de la care se iscă certuri și zavistii care nu se mai împacă până la moarte. Intră oamenii supărați în mormânt din cauza unei hotărâri pe care au luat-o niște sfinți puși de Dumnezeu, auzi? Și că, îmi pare rău, soră sau frate, zice, eu am fost în comitet și a trebuit să ridic mâna împotriva ta. Și nu mai intră în comitet, nu mai intră și să ceartă rude, frați, frați de credință între ei, din cauza că în spatele acelor comitete sunt niște draci pe care noi nu îi vedem, în spatele adunărilor administrative, pe care și că noi le facem cu scopul de a da afară răul din biserică, sunt niște draci. Împărăția aceea care a căzut pe pământ. E copleșitor. Împărăția aceea care a căzut pe pământ. Este înfiorător. Această judecată, despre această dare pe față a acestor realități, se ocupă îngerul când oferă explicații detaliate în capitolul 17, în capitolul 18, și lucrurile nu s-au terminat, pentru că ele continuă în capitolul 19. Și ca cineva să nu se... Ca cineva să... Stai puțin, Flavius, că ai avansat puțin cam repede. Nu ne întoarcem, dar eu vreau să arăt imaginea de ansamblu. Da, e clar, imaginea de ansamblu, vreau să arăt... dar... Vroiam să spun treaba asta, că lucrurile acestea, prăbușirea aceasta, va fi instantanee. Exact cum spune versetul, într-un ceas, într-o clipă a tradus Cornilescu, într-un ceas.
Un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va fi găsit. Deci ceea ce Amin. A făcut, gestul pe care l-a făcut mesagerul acesta ceresc, un înger puternic, zice aici, un mesager puternic. Acest gest este un gest mult mai amplu în sine, mult mai, cum să zic eu, mai potentat acest gest decât gestul pe care l-a făcut Seraia la porunca Domnului prin legarea prorociei de pietricică și aruncarea ei în Eufrat când a zis așa va cădea Babilonul și nu va mai fi găsit, da? Același gest îl face aici de data asta un mesager puternic și nu cu o pietricică cum a făcut Seraia. Seraia îl găsi cu și el dita un mai cataroi. O fi găsit și el un cataroi, dar îi zice o piatră ca o mare piatră de moară, zice aici. Vreo două tone, o tonă, două. Observați? Observați, dragilor, această mare în care este aruncată piatra reprezintă popoarele. E un gest simbolic, da? În mijlocul popoarelor, prăbușirea Babilonului va fi atât de violentă și abruptă că îi va șoca pe toți. Asta este imaginea de aici. E, uite, anul acesta eu în fiecare zi mă trezesc dimineața cu gândul n-o fi astăzi. Vorbesc serios. În fiecare dimineață mă trezesc cu gândul n-o fi astăzi. Pentru că va fi fără de veste. Ea ne este vestită în Apocalipsa. De 2000 de ani. De 2000 de ani este vestită. Dar să știți că nu se va anunța de dimineață la știri că cum fac ăștia anunțarea carantinei. Zice peste 3 zile de la ora 20 se intră în vigoare ordonanța militară pârț-fâț. Sau nu știu care. Nu va fi așa. Va fi... De-i lasă pe toți cu gura căscată. Și anul acesta cred că va fi. Această cădere a Babilonului cel Mare, eu cred că va fi anul acesta. Însă survolul, imaginea acestei judecăți continuă, dragi prieteni, că zice... Am auzit în cer un glas puternic de gloată multă. Sunt neamurile din ceruri care se bucuraseră când fusese aruncat pe pământ Babilonul. Și acum a venit puterea, domnia, împărăția Dumnezeului nostru. După aia au zis ei, au, zice, stai un pic, hai să zicem și un bocet. Vai de voi, pământ și mare! A zis că dracu s-a coborât la voi. Știi? Au zis ei atunci. Însă acum e vuietul acela care au zis Aleluia! Domnului Dumnezeului nostru este salvarea, slava, cinstea, puterea. Pentru că hotărârile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe desfrânata cea mare care strica pământul cu curvia ei. Și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Deci sfârșitul celor 1260 de ani când sfinții sunt biruiți sub mâna acestei construcții, da? Și a zis a doua oară, Aleluia, fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Pa! Ai văzut ce i-a avertiza mesagerul ceresc? Să nu se închine acestui sistem. Că fumul lor se va sfârși... Da, se vor în sus în vecii vecilor. Că acest sistem e judecat aici, da? Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care ședea pe scaunul de domnie și a zis, Amin, Aleluia. Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea, Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii lui, voi care vă temeți de el, mici și mari. Și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Știți ce? Aici am vrut să ajung.
Eu știu ce vrei să zici. Mi-am dat seama. Aici am vrut să ajung. Spune-o, Flavius. Acesta este momentul când se termină cei 1260 de ani. Nu la sfârșirea căderii Babilonului în vara lui 1844? Nu. Nu are nicio legătură cu trânta și cu înțelegerea. Nu, că sunt unii împajiște care ne ascultă și trebuie să vă noteze. Notați, Sebi, dragilor, afirmațiile... aici se vorbește despre prăbușirea Babilonului, care este pe deplin, este pe vecie, și transferul de autoritate se petrece instantaneu. Înhățaseră ei, puseseră ei fundul pe planetă ăia, zice, cum zicea desfrânat așet, ca împărăteasa, eu sunt Mafalda aici, o stabilez regulile. Și dintr-o dată se petrece, spune îngerul, uite așa va cădea deodată, aruncă piatra, și deodată tot strigă aleluia, zice, Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Observ că nu e niciun fel de vid de autoritate, ci pur și simplu este o ruptură, e o crevasă. E atunci când crapă plăcile tectonice și una e sus de tot, mai sus decât și Everestul. Alta se prăbușește. Da, și alta e alta asta. Alta se prăbușește. Da, da. E, este o ruptură instantanee aici. De o violență. Tu știi, de Flavius, o violență. Flavius, tu știi extremă. Ce se vorbește acum în mediile economice mondiale privitor la acest recul, această recesiune economică declanșată de virusul care este, da? Și se vorbește Am foarte și mult eu câteva, așa. Că asistăm la cel mai mare transfer de proprietate și de bogăție din istoria lumii. Corect. Fiindcă societatea se mută pe cashless, da? O societate fără bani, în care transferurile vor fi digitale și așa mai departe. Și că asistăm la cea mai mare, la cel mai mare transfer de bogăție și de proprietate din istoria lumii, spun economiștii. Ăia isteții care au habar pe ce lume trăiesc în privința economiei, da? Însă noi în contextul ăsta, din altă perspectivă. Noi în contextul ăsta vorbim de cel mai mare transfer de autoritate din istoria lumii. Un astfel de transfer de autoritate, dragilor, a mai avut loc decât în grădina Edenului, de magnitudine acestuia. Atât. Corect. Deci, un transfer de autoritate de magnitudine a celui enunțat de aceste afirmații de aici, din capitolul 19, a avut loc doar pe vremea lui Adam, când a întins Adam mâna și a luat fructul din copac și l-a dus la gură. În clipa aia, instantaneu, a avut loc un transfer de autoritate în lumea noastră care a adus o condiție și o stare de lucruri care a durat 6.000 de ani pe planetă. Realizați ce discutăm? Aici asistăm la transferul de autoritate, când împărăția lumii, da, trece în... Nu mai e, deci Dumnezeu o dăduse lui Adam prima oară. Ulterior a fost jefuit Adam de către Balaur și a ajuns în mâna Balaurului, da? Pe urmă, Balaurul a dat această autoritate fiarei, da? Și vine Dumnezeu și zice, ia, ce ai în mână? Haț, eu ia, este al meu lucrul ăsta. De ce zice treaba asta? Fiindcă acel om minunat care i-a spus lui Pilat, care tremura nădragii pe el, Pilat, că era teamă că își pierde poziția din cauza la ce se întâmpla acolo, i-a spus, stai calmat, că împărăția mea nu e din lumea asta, i-a spus Domnul. Dar la câteva zile după aceea, Domnul a spus-o cu voce clară, în clipa asta, toată autoritatea de sub cer și din cer mi-a fost dată mie. Însă niciodată Domnul n-a întins mâna să-și ia sceptru. Ăsta e momentul când îi ia în mână Domnul toiagul de fier și sparge el la capete și la oale cum vrea el. E adevărat? Da. Dragilor, vorbesc cu atâta bucurie și pasiune despre momentul ăla,
acest moment de timp îl căutăm noi. Asta este strofocarea noastră și cum a spus ăla odată pe chat? Bâșbâiala. Da, dragă, bâșbâim. Suntem orbi, suntem morți într-o lume, am dat și noi de cuvintele acestea prețioase. Suntem ca puiul ăla care l-am văzut într-o îngrăditură, uite așa, se învârte până găsește el gaura, până ca să încapă să iasă, să treacă pe acolo. Aceasta este bâșbâiala noastră. Acest un glas de gloată multă, un vuiet al unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, este glasul de biruință al celor care au ieșit din morminte și și-au dat seama că a început Dumnezeu să împărățească. Este, dragii noștri, este cel mai glorios lucrul acesta de care vorbim noi acum. Este ceva care nu-ți încape în piept când te gândești. Dacă vreți să fac aplicație, acest moment de aici, din versetul 6 și versetul 7, este strigătul de la miezul nopții din pilda celor 10 fecioare din Matei 25. Iată mirele ieșiții în întâmpinare. Să ne bucurăm, trezit, să ne veselim, să ne bucurăm, să ne dăm veselim, slavă, că ce a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Prin urmare, eu n-am nimic împotriva strădaniilor dumneavoastră, mă adresez fanilor lui COVID prăjit, că sunt mulți fani care au dorința de a deveni sfinți ca să poată întâmpina pe Domnul. Da. Acea ultimă generație în viața cărora este refăcut pe deplin caracterul Domnului Hristos, căci Domnul Hristos nu poate să vină până când nu biserica nu este pregătită, fie că vorbim despre scapă-ne, Doamne. X sau Y. Scapă-ne, vreau, Doamne, să vă avertizez, dragilor, că toate acele inuri subțiri cu care vă străduiți voi să vă îmbrăcați, va trebui să vi le dați jos. Și să vă luați altele care vin din cer. Acelei mirese i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Care sunt faptele neprihănite ale sfinților. Adică neprihănirea atribuită, nu obținută prin strădaniile voastre. Maică și câte mii de vizualizări mai au tâmpeniile alea de predici care valorează cât un rahat de câine. Nimic mai mult nu valorează. Credeți-mă, nu sunt rău, nu sunt obraznic, nu sunt îngânfat acum, nu sunt mândru. Asta este realitatea. Valorează fix nimic. Toate acele bulburuci, maică ce bulburuci. Dar acum s-a spus, dragilor, s-a spus de două milenii deja. Dar s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și proroci. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. De ce nu este nicio deosebire, Flavius? Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Prin urmare, trebuie să fie îmbrăcați de la piele cu acest tins. Prima dată se dă o comandă la fundulețul gol. Râdeați de mine că mă dezbrac în curul gol când se vor întâmpla aceste evenimente. Deci primul lucru, păi la asta mă gândeam gol, când făceam afirmația. Deocamdată noi ne aflăm în faza în care trebuie să ne spălăm, să facem baie, bâșchi în botez, bâșchi în bazinul de exact. Botez. Faci baie și pe urmă vei fi îmbrăcat și în hăinuță când va decide Domnul. Până atunci stai la fundulețul gol cum a decis el. Că spune acolo, zice, va fi necurat până seara.
Păi nu așa spune? Și eu vă întreb care seară e aceea, nu? Spune că spre seară se va arta lumina când vine Domnul. Este ziua Domnului. Până la miezul nopții. Când te speli tu că tu vrea, faci. Poți te botezi zilnic, nicio problemă. În numele Domnului o faci cu smerenie, da? Recunoscându-ți starea mizerabilă în care te afli, te botezi. Te scufunzi în apă. Dar legea spunea că atunci când ai fost necurat și te-ai scăldat, cu tot cu haine, rămâi totuși necurat până seara. Nu e la voia întâmplării. Asta înseamnă. Până seara rămâi necurat, chiar dacă te-ai scăldat. Devii curat seara când îți dă Domnul hăinuța. Zice că-și lumina în ziua Domnului se va arta spre seară. Nu spun de la mine, sunt cuvintele prorocului. Iar când se va arta Domnul, se va arta nu în vederea păcatului, ci să ofere neprihănire celor ce au crezut în el. Nu așa zice Scriptura? Hăinuța pe care o așteptăm. Da, dragilor, vorbim cu bucurie mare de lucrurile acestea. Și acum, dragi prieteni, după ce copleșit de scena aceasta a judecății curve, a judecății Babilonului, a văicărelilor negustorilor pământului, da? Ioan se aruncă cu fața la pământ să se închine îngerului. E vorba despre îngerul acela care la începutul capitolului 17 a zis: uite îngerul ăsta, și unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Și în capitolul 19 zice: și unul din cei 24 de bătrâni. Nu, nu, tot nu, din nu, cei nu. Șapte îngeri, Flavius. Stai un pic, că n-am găsit versetul. Acum. Eu ți-l arăt apoi imediat, mi-a Apocalipsa 21. Scrie, ferice de cei... Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cine... Nu aia vreau să arăt. Vreau să arăt Apocalipsa 19:9. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin, dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Isus este duhul prorociei. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce ședea pe el se chema cel credincios și cel adevărat, și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul lui era încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe, decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Cel care s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Oștile din cerul urmau călare pe cai albi. Apare din nou motivul acesta al calului și călărețului. De data aceasta, acest călăreț pe cal alb este însoțit de sute, mii, milioane de călăreți care ei au veșminte albe la rândul lor. Este năvălirea în lumea noastră a armatei biruitoare a cerului. Care are păi duhul. Nu pornise biruitor. Păi nu pornise biruitor ca să biruiască. Ce credeau ei că au reușit? Au reușit doar să-i nimicească pe sfinții de pe pământ, dar nu și pe ea din cer. Și iată că aici vin sfinții din cer, care îl însoțesc pe domnitorul, pe voievodul lor, să cotropească pământul. Frumos, nu? Pe haină. Și este secat. Pe haină avea pe scris coapsă. Numele acesta. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Cine va putea să se opună? Cine va putea să se opună unor flăcări veșnice, dragilor?
Și în Apocalipsa 20, în Sion. În Apocalipsa 20 ni se arată când are loc războiul acesta și cine sunt protagoniștii acestui război. Vin călăreții din cer, dar cu cine se bate? Apocalipsa 20, dragilor, ne descrie întreaga chestiunea învierii și a morții pe perioada întregii ere creștine, Apocalipsa 20. Și ne arată cum Dumnezeu a rezolvat problema morții în prima fază, în Iisus, cei care au parte de întâia înviere. Sunt unii care n-au avut parte de întâia înviere și înviază și ei, dai mai la urmă, când se sfârșesc miile de ani, da? Și la sfârșit... Înviază doar ca să se împotrivească Domnului Hristos. Da, pe urmă înviază, sunt înviați și ei în Hristos, toți. Doar ca să guste de fapt moartea a doua, fiindcă ei tot ce au în cap fac. Dumnezeu îi înviază ca să împlinească făgăduința și cea măreață în Hristos, și anume exact cuvintele pe care le-au adus pe dealurile din Betleem, îngerii, zice, iată, vă aducem o veste bună, au spus ei, că în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, un salvator care vă salvează. Această salvare este efectivă, dragilor, și cu sacrificiu enorm a pus-o în aplicare, ca să spun, Domnul Hristos, și se va împlini punctual în dreptul oricărui suflet care a trăit vreodată pe planeta aceasta, în ziua învierii. În Hristos toți vor învia, nu noi spunem, Scriptura, fiindcă Scriptura spune, nu e scoasă de la noi, căci după cum toți mor în Adam, câți mor, dragilor, în Adam? Întrebare simplă, de clasa întâia, de clasa a doua, de grădiniță, toți. De grupa mică. Câți mor toți în Adam? Toți. Câți înviază în Hristos, dragilor, arată Scriptura. Citiți contextele, să nu credeți că e forțat. Nu mai aia de la biserică, de acolo, așa, de la colț. Nu doar cei care sunt membri în Sfânta și Subornicească a biserică? Toți, dragilor, arată Scriptura că toți care mor în Adam, toți vor învia în Hristos. Datorită acestui verset, toate sistemele religioase din lumea aceasta sunt niște gunoaie, firme direct de șarlatani. Da. Instantaneu, doar afirmația aceasta, dacă ați avea-o din Scriptură și dacă ați ști cu precizie și ați crede că sub efectul Duhului prorociei a scris acel om, eu nu cred că băusețui că când a scris Pavel vorba asta aici Flavius. Că sunt unii sunt unii care cred că Pavel era beat. Că altfel cum își justifică pretențiile nerușinate cu care se fălesc? Auzi, preasfântul părinte, auzi, preasfinția ta, auzi, auzi, Doamne, scapă-ne de astfel de gânduri murdare. Zice, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Instantaneu această afirmație a devalorizat orice sistem religios care pretinde el că dă mântuire. Nu dă nimeni nimic. Totuși, vestea bună e aceasta. În această veste bună există o mare amărăciune pe care o descoperă capitolul 20 din Apocalipsa. E foarte frumoasă vestea că toți, fără excepție, vor învia în Hristos. Dar Apocalipsa 20 spune un lucru înspăimântător. Că cei care au amânat să creadă învierea în Hristos, până la momentul când, fără voia lor, și ei sunt înviați în Hristos, vor sfârși în amăgirea și rebeliunea de după înviere și în moartea veșnică. Da, Sebi. Da. Da. Se vor împotrivi Domnului și călăreților lui. Atunci are loc judecata. Ați văzut cum a spus Domnul? Acum are loc judecata lumii acesteia. A cărei lumi? A lumii viitoare sau a lumii acesteia? Observați? Să fim foarte atenți la cuvinte. Că acum are loc judecata lumii acesteia,
acum stăpânitorul acestei lumi, va fi aruncat afară. La care lume se referea Domnul? Că acolo scrie cosmos. Se referă la universul cunoscut de acum. Căci Domnul va face cerul noi și pământ nou. Se referă la stăpânitorul care a fost aruncat din cer pe pământ. Este adevărat? Fiindcă au arătat că în prezența neprihănirii Domnului Hristos, în loc să bucure, să se veselească de darul care le era turnat în sân din abundență, acei mesageri cerești și-au părăsit locul nevinovăției care le-l dăduse Dumnezeu și în felul ăsta au mărturisit și zice că judecata constă în fapt că odată descoperită lumina în lume, în cosmos, da? Au iubit mai mult întunericul decât lumina. Asta e judecata. Și atunci va avea loc și judecata acestei ultime particele de lumi, a lumii noastre, în lumea, în viața viitoare, în momentul în care gloria lui Dumnezeu, gloria Duhului Domnului Hristos, se va manifesta pe deplin în toți oamenii. Atunci are loc judecata, căci oamenii vor arăta pe deplin și până la capăt că îi iubesc mai mult întunericul. Dar nu oamenii la plural, toți, ci doar unii oameni, da? Nu toți oamenii, ci doar unii. Unii vor arăta că ei au iubit mai mult întunericul și atunci își vor da grotescul pe față până la capăt. Aici este arătată judecata în versetele 11, 12, 13, 14, 15 din Apocalipsa 20. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb. Pe cel ce ședea de pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Este momentul de după înviere. Este momentul cerului nou și a pământului nou, dragilor. E o reluare a cele descrise în ultimele versete, până aici unde se vorbise despre ce au făcut ăia la capătul mileniilor, da? E reluare, indiscutabil. Zice, și am văzut pe morți, care morți? Morți în Adam, da? Care stăteau în picioare, mici și mari. Care sunt mari și mici ăștia? Nu cei despre care vorbea Domnul Hristos, că se vor numi unii în împărăția viitoare mici și unii se vor numi mari? Zice, cei care vor învăța pe acești oameni să păzească cuvintele acestea care le spun eu, se vor numi mari în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce nu vor învăța lucrurile astea și se vor împotrivi acestor cuvinte, se vor numi mici. Nu spune așa? Și toți oamenii morți, adică inclusiv eu, Flavius, oricare din noi morți în Adam, vom sta în picioare înaintea scaunului de domnie. Când va veni Fiul omului, a spus Domnul Matei, zice, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Acesta e momentul când va veni Fiul omului în slava sa, în slava Tatălui său, cu toți îngerii săi, așa spune acolo, da? Și zice, auzi cum zice aici, niște cărți au fost deschise. Ce sunt aceste cărți care se deschid? Păi pot fi altele decât cele din Daniel 7? Nu, sunt viețile acelor oameni, indiscutabil, a tuturor oamenilor. Fiecare. Uite în Daniel 7 cu scrie, zice, m-am uitat în Daniel 7, de la versetul 13 și 14. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească. Nu e aceeași strigare pe care am văzut-o noi în capitolul 19? Aleluia, acum a venit! Da. Dar pentru aceste... ca să-i slujească toate popoarele și neamurile și oameni de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. E, cum ar putea versetele acestea, 13 și 14 din Daniel 7, să fie judecata de cercetare care a început la 22 octombrie 1844? Că aceste versete de aici sunt paralele cu cele citate din Apocalipsa 20, 11, 12, 13, 14, 15. Apoi când în Daniel 7, când se dă explicația, în versetul 26 în continuare,
Apoi va veni judecata și îi se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Această judecată și prăbușire de aici a acelei puteri dominatoare care a stăpânit 1260 de ani nu este judecata curvei celei mari și căderea Babilonului din Apocalipsa 17 și 18? Indiscutabil. Dar domnia, stăpânirea, aici deja este Apocalipsa 19 și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se va da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Ați văzut, dragilor, ce este Apocalipsa 20? Apocalipsa 20 este, versetele de la 11 în continuare, este explicația acestei judecăți de aici, din Daniel capitolul 7. O explicație pe care nu o dă Sebi Marinică și Pană Flavius, doi tâmpiți, doi plăvani, ci Domnul Hristos este explicația primită de la Dumnezeu, de către Domnul Hristos, cu care Domnul Hristos fuge repede, repede, repede la prietenul său Ioan, ca să o scrie și să o trimită repede, repede, repede la biserica sa. Iar biserica sa, repede, 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 se duc la povestirile lui Cristescu, în loc de Apocalipsa lui Isus. Repede, repede, repede. Da, exact așa. Știi că eu sunt... Mai vorbim. Doar câteva luni mai sunt, până când aceste evenimente se vor împlini la vremurile lor hotărâte. Și ce alt lucru mai bun pe carantina asta avem de făcut decât să așteptăm? Știi de ce râd, Flavius? Nu știu, dar îmi place cum râzi. Zice, auzi ce spune copilul ăsta? Sorin Bosanciuc, un copil al lui Dumnezeu și el. Nu înțelegeți acest verset, nu este vorba despre tot, mai despre toți, mai cercetați? Da, el, mai el vrea să spună că nu înviază toți. Nu, decât Sfântul Părinte, ai dreptate, Bosanciuc. Doar părinții sfinți, sfinții părinți bisericești. Doar ei au voie să învieze. Restul nu. De ce nu înviază toți? Îi dai prea mare atenție lui Bosanciuc. Nu, nu. Ba, de ce să nu-i dau atenție? Că e și el un sufletel. O fi, dar n-are nimic în cap. Eu vreau doar să-i pun în brațe o pietricică care are densitate mare. N-are brațe să apuce piatra ta, mă! Lasă, eu pun în brațe pietricica asta, să o țină în brațe. Are densitate mare, ia. Na, du-o. Du-o, Sorine, dragule. Cine sunt asta acești? E piatra? Da. Cine sunt acești? Orice ochi îl va vedea. Cine sunt ăștia? Că ai zice că și cei ce l-au străpuns. Cine sunt ăștia? Îți bați capul degeaba. De ce îmi bat capul? Ia auzi ce mai zice. Păi... Cine sunt ăștia de aici care spune pe viața mea, pe mine însumi mă jur, adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi, orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Această orice limbă se referă doar la Republica Malgașă? Se referă doar la secolul XVIII? Cum? Era secolul frumos cu femeile acelea grăsuțe, plinuțe, plăcute, da? Se referă doar la unii? Sau poate se referă la generația Domnului Hristos?
când în istoria lumii s-a petrecut acest orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine? Numai prin înviere se poate împlini așa ceva, Sebi. Păi prin înviere, dar aici zice orice, și bun și rău, adică oricine. Bineînțeles, da. Păi de ce are nevoie să jure Domnul dacă la înviere vor învia doar sfinții, cei care deja s-au plecat pe genunchi? Ce dragul, dragii noștri, voi sunteți din aia care aveți precedente periculoase ca acelora care în viața lor nu s-au plecat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, au intrat în țărâna pământului și nu s-au plecat nici măcar o dată? Că sunt unii, da? Sunt unii în mod vădit că Dumnezeu a fost nevoit să jure că o să-i facă și pe ea să plece. Nu-i așa, Flavius? Păi da. Sorine, dragule, mulțumim pentru invitația pe care ne-o faci să mai cercetăm. La fel te invităm și noi să cercetezi, să cercetăm, frate, ca să înțelegem și noi ceva. Și Mirela și Tudoran zice, ce va despărți Domnul dacă nu înviază toți? Asta... Păi da, păi da, spune clar, deci că toate... Deci asta e de o simplitate. Bravo, de... Asta a fost de o simplitate înfiorătoare. Și că... zice, ce va despărți Domnul dacă nu înviază pe toți, știi? Zice, când va veni fiul, când va veni fiul omului... Ia uzi. Sunt frumoase de tot cuvintele astea, băi, Sebi. Zice... Când va veni fiul omului, Doamne, îți mulțumim că ne-ai înveselit, că e mare veselie aici. Dragilor, suntem cea mai fericită platformă de pe net la ora aceasta. Nu știu cu ce da, n-avem nimic din solemnitatea bisericească și nici nu vrem să avem. Nu vrem să avem solemnități din alea false închipuite. Suntem niște prăpădiți care ne dăjduim în aceste izmene lucruri. De tablă pe ei, de stau așa, să nu cumva să în poziție. I-au zis, când va veni fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale și doar bucovinenii vor fi adunați înaintea lui. Mm-hmm. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Vorba Mirelei, pe cine va despărți? Să arată începutul versetului. Toate neamurile sunt strânse aici, prezente. Toți o să zică prezent. Da. Știi ce zice Irina Flavius? Vă rog, acum mai amintiți, hai să îți arăt ce spune Irina. La văd și eu. Mai amintiți încă o dată evenimentele care le așteptam în perioada care ne așteaptă, adică cei 7 ani, dacă se poate. Nu mai contează acele, pentru mine acele evenimente nu mai contează. Deci n-au nicio valoare, Irina, le-am făcut doar ca să putem completa imaginea aceea, nici de cum, noi nu pe acelea ne-am concentrat. Ne-am concentrat pe momentul când autoritatea de sub cerul întreg intră, că în cer o are, dar Domnul deja a pus mâna pe autoritatea din cer, dar există un moment când autoritatea acestei lumi trece mâinile sale. Toată stirpea umană va ajunge să locuiască pe planeta lui Hristos. Până acum au locuit pe planeta lui Adam și ulterior uzurpată de balaur, da? O să fie un moment când va trebui să ne spălăm bine pe picioare, că călcăm pe covorul fermecat, să avem grijă să nu-l murdărim. Mă refer că va veni un moment când vom locui pe planeta lui Dumnezeu. Și știți de ce fiecare acolo când ne zicea Nea Benuțu, ții minte ce discutam pe drum, Flavius? Ore am discutat pe tema asta, Nea Benu nu intra în cap cum e posibil ca pe noul pământ să fie unii care păcătuiesc. La trecut folosești, zici, nu intra, nici acum nu intră. A, eu n-am știut, eu mă gândeam că între timp a cercetat problema și a rezolvat-o. A-a.
Deci nu înțelegea la ora când am discutat eu asta, știu, eu n-am mai discutat cu neadvenul de atunci, cum e posibil ca pe noul pământ, într-o lume imaculată, despre care Domnul a spus că, zice, cele din tâi au trecut, nu va mai fi jale, nu va mai fi suspin, nu va mai fi durere, da? Nu va fi nimic vrednic de blestem acolo. Cum va fi posibil ca oamenii să păcătuiască și să moară acolo și să nu se strice totul, ca în lumea noastră? Iar eu i-am explicat lui Neabenuțu simplu de tot că lumea asta fusese dată lui Adam în dar, acestui fiu al lui Dumnezeu. Și dacă Adam nu a prețuit darul ceresc, a sfârșit foarte derizoriu ca această lume să fie înhățată de niște nemernici, de niște netrebnici care au dus nenorocire mare în lumea noastră. Însă în lumea viitoare, lumea aceea va fi dată de tatăl fiului său prea iubit. Nu-i așa, Flavius? Iar acel fiu prea iubit nu e din ăla care face compromisuri ca Adam. Iar dacă cineva care e invitat cu mare bucurie de Domnul Hristos, poftim și tu aici, uite ce frumos, se bea din râu apa vieții, iar frunzulița aia, dacă guși din ea, te tămăduiește. Deci dacă cineva nu e mulțumit cu această condiție minunată de lucruri, pe pielea lui singură va dispărea, pe limba lui va pieri derizoriu. De ce spun treaba asta? Din cauza că acolo autoritatea extremă și supremă o deține nu Adam, ci minunatul fiu al lui Dumnezeu, Domnul Hristos. Iar autoritatea niciodată nu va trece 21. Din mâna lui. Tot capitolul 21 vorbește despre asta. Ca să fiu mai punctual, capitolul 20 descrie procesul prin care va trece lumea noastră în acea perioadă de cercetare și de judecată, când unii se vor răzvrăti împotriva lui Dumnezeu chiar în contextul când el stă pe tronul de judecată și se trezesc cu o gheoagă de fier în căpățână, dă-le de spate, desparte țeasta în două, cum sparge o nucă să faci cozonac. I-au zis, dragilor, hai să arătăm, Flavius, întâi de la ce pornim. Firea a fost supusă, ce este această firea de care vorbește Pavel? Vorbea cumva prin duhul prorociei de primarul Primărița capitalei? Primărița de la București. Nu, mă, vorbea de, când zice firea, Pavel aici se referă la natura aceasta întreagă. Întreaga natură. Da. Natura a fost supusă deșertăciunii, nu de voie. Ce am vrut eu să mă nasc păcătos într-o lume păcătoasă? Nu, mă, vroiam să strălucesc ca aștri, eu așa aș fi vrut, să strălucesc ca aștri, să mă nasc într-o lume desăvârșită. Inefabilă. Zice, nu de voie a fost supusă, ci din pricina celui ce a supus-o. Cine a supus-o acestei stări? Nu cel rău când a pus laba pe ea? Da. Când balaurul și-a întins gheara și-a pus mâna pe planeta asta, nu el a supus-o la răul acesta, la deșertăciunea în care zăcem, despărțiți de Dumnezeu? Sorin Bosanciuc, ce înseamnă în Hristos? Sebi, mă lași? Mă lași în pace? Zice, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Zice, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, că noi trăim în robia stricăciunii, dragilor, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu, observi? Dar știm, zice, că până în ziua de azi toată natura suspină și suferă durerile nașterii. De ce? Lucrul acesta e posibil doar din cauza că a păcătuit Adam și a cedat autoritatea. În lumea viitoare, spune tu acum, Flavius, lumea viitoare. Nu va mai fi așa ceva. În lumea viitoare nu va mai putea să intre păcatul și nenorocirea din cauza că domnitorul acelei lumi nu va cădea ca Adam, ca odată cu căderea lui întreaga fire să o amaneteze balaurului. De rog, în lumea oricine viitoare, va face abuz, va face pe pielea lui abuz. În lumea și va viitoare, oricine se va depărta de harul lui Hristos, va cădea din harul său.
unde va cădea din harul său? În iazul de foc. Aceasta este tema capitolelor 20 și 21. Dumnezeu face ceruri noi și pământuri noi și începe trierea. Uitați, dragi prieteni, faceți un tur virtual al noilor condiții. Ce ziceți? Vă place? A? Ia zi Nebucadnețare, îți place? Parcă văd cum îi ia Domnul la rând pe toți. Ia zi Ramses, ce zici? Ca pe Adam când l-a dus în grădină. Îl ia pe Caiaf așa după umăr și zice, ce faci, prietene, îți mai rupi izmenele în fața mea? Doamne, parcă-l văd pe Caiafa. Doamne, n-am știu că ești tu. Ce zici, vrei să rămâi cu mine? Da, Doamne, vreau. Bine. Pentru asta am murit, ca tu să fii aici cu mine. Despre asta vorbim. Este inacceptabil, nu-i așa? Este atât de nasoală această informație încât îi umple de nervi pe toți ăia care și-au rupt pingelele și-au dat milioane zecime la biserică. Cum, Doamne, și la ăștia le dai un leu după ce noi am muncit tot zăduful zilei? Și Domnul se uită la ei și zice, ia plecați bă de aici, ce nu am voie să fac ce vreau cu ce este al meu? Zice, eu ochiul tău rău potriva mea din cauza că eu sunt bun? Dacă eu vreau să dau și acestuia din urmă un leu, care e problema ta? Ție ți-am dat tot un leu, că așa ne-am tocmit, nu te-am nedreptățit cu nimic. Dragi prieteni, vor fi unii acolo care vor cere socoteală lui Dumnezeu și vor zice, Doamne, eu vreau să fiu cu tine, dar dacă este și satana asta de nevastă mea, nu mă vreau. Dragilor... Vor fi unii care vor zice, eu vreau să fiu cu tine, dar dacă este și fosta soacră sau actuala soacră sau cine mai știu eu cine, nu mai vreau. Că aia mi-a mâncat zilele, mâncat tata pe pământ, dar cu soacră mea nu mai vreau în cer. N-ați auzit faze de-astea pe la biserică? Vor fi mii de motive pentru care oamenii se vor dezice de Domnul Hristos. Ei, eu pun problema invers, dragilor, că eu sunt mai invers așa, cel puțin de la o vreme. Eu vreau să fiu cu Domnul Hristos chiar dacă nimeni din familia mea nu va fi. Dacă toți cei dragi ai mei vor zice, nu, uite, noi ne ducem în partea cealaltă, hai și tu aici ca să fim toți împreună, eu le spun, bon voyage, duceți-vă, eu rămân cu Domnul Hristos. Asta este tema capitolului 20. Iar tema capitolului 21 este absolut minunată. După ce trece acest timp al trierii, care sunt cei 7 ani, 2300 seară dimineață este curățirea sanctuarului, se curăță totul, se împregnează cu Dumnezeu totul. Și ceilalți mor rând pe rând, se nimicesc. După aceea urmează ceruri noi, pământ nou, nu va mai fi nicio lacrimă, moartea nu va mai fi, nu va mai fi tânguire, țipăt, durere. Pentru că lucrurile de la început, lucrurile din tâi au trecut. Vine secerișul cel ce șade pe scaunul de domnie, da, cel ce șade pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Abia acum s-a isprăvit. Abia după marele război din capitolul 20. Nu la căderea Babilonului din cei 1260 de ani. Abia acum s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Nu așa începuse cartea Apocalipsa? Celui ce este sete... îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul
care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Pe cum n-a zis Domnul Hristos că curvele și vameșii vor intra primii în împărăția cerurilor? Cum de aici zice că curvarii, partea lor este niazul de foc? Păi ori în împărăția cerurilor, ori niazul de foc, să mă lămuresc. Este minunat că pui problema asta, Flavius, ca să o deslușim. E minunat. Aici este vorba că nu-și are locul să faci așa despre... ceva acolo. Da. Nu e vorba de cei de aici, nu e vorba de mincinoșii de aici, ci de mincinoșii din lumea viitoare. Da. Despre aceea exact. Este vorba. Da. Este vorba despre cei care într-o lume viitoare manifestă necredință în judecățile drepte ale lui Dumnezeu. Locul lor nu este acolo. Despre cei care în lumea viitoare vor să mănânce porcul și se fac scârboși înaintea lui Dumnezeu prin asta. Se necurățesc. Necurații, scrie aici, nu scârboșii. Nu sunt ăia care dimineața când pleacă la servici fac pe stradă și trag o flegmă de aia. Ați văzut dimineața câte flegme cu muci sunt pe trotuare? Ați văzut o dată să vedeți pe la oraș? Nu despre ăia e vorba aici. Despre infecțiile alea care umplu trotuarele cu muci dimineața, curățindu-și gâturile. Nu deocamdată noi am gustat moartea întâia în Adam, dragilor. Aici ucigașii. Este vorba de aceia care vor gusta moartea a doua, despre asta vorbim. Despre, mincinoși, închinătorii la idoli. Despre cei care, după ce vor gusta învierea în Hristos pe deplin până la capăt, după aceea se întorc la aceste lucruri. Despre aceea se vorbește aici. Și apoi ne este înfățișată mireasa mielului, care este cetatea noul Ierusalim cu oamenii, oamenii aia după triere, după ce cetatea care rămâne curată cu omul Bob numărat, da? Și începe aici să ne fie descrisă mireasa aceasta ca având 12 porți, 12 temelii cu 12 îngeri paznici acolo la porți, cu nume pe fiecare poartă, semințiile fiilor lui Israel, zidul cetății era în felul ăsta și așa mai departe. Și fiecare detaliu de aici, fiecare detaliu de aici este un simbol al acelui popor. Descrie o caracteristică a acelui popor. Nu se vorbește despre aur și topaze? Nu, și nici despre o cetate pătrată cu laturi egale de aproximativ 2400 și ceva de kilometri. E bine că ai lămurit-o. Nu. Este o vorbire simbolică. În această cetate nimic necurat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în necurăție, în spurcăciune, observați? Același termen ca mai sus, spurcații. Și minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Vrei să fii cu Domnul Hristos, vei fi în cetatea aceasta. Vrei să fii și cu altceva, orice altceva, nu vei fi. Cine își iubește, aici se aplică cuvântul acela, cine își iubește, tatăl, mama, cu tare, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, nu va fi în cetatea aceasta. Este îngrozitoare condiția aceasta. Nu, credeți-mă, nu se poate și cu cei dragi ai tăi, oricare ar fi ei, nevasta. Nu se poate și cu nevasta și cu Domnul Hristos. Ori. Ce, am dărâmat turla de la biserică? Am stricat instituția sfântă a căsătoriei pe care a făcut-o Domnul în grădina Edenului? Aoleo, nu eu am stricat-o, Domnul Hristos a stricat-o. Când s-a opus pe sine omului cu care dormi în pat, cu care te-ai culcat și ai făcut copii. Domnul Hristos se opune pe sine copilașilor pentru care ți-ai dat viața, te-ai trezit și ai muncit ani de zile ca ei să fie, să aibă și să ajungă bine în lume. Și zice, dacă pe acesta îl iubești mai mult decât pe mine, nu ești vrednic de mine, în cetatea asta nu intri cu mine. E îngrozitor, nu-i așa? Păi de ce credeți că intră Bob numărat?
Și în Apocalipsa 22 ne arată frumos scaunul de domnie, că acolo nu va fi nimic vrednic de blestem și ni se dau făgăduințele. Iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Atenție, nu e vorba de toată Biblia, e vorba numai despre Apocalipsa, când zice cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi se arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Este îngerul care l-a însoțit pe tot parcursul acestei viziuni, oferindu-i explicații. Sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Hai că aici e adăugare de pe la sinoade. Adesea, eu am avut versetul ăsta în minte când spuneam, nu ești fratele meu, mă, vă aduceți aminte când vă spuneam eu prin prezentări, mai ales de pe la Benia. Mai ții minte, Sebi, când spuneam, zic, tu n-ai cum să fii frate cu mine, mă. Că nu știu ce, că cu tare, nu, că dacă aveai, zice, un astfel de om care spune așa cum spui tu, Flavius, n-are spiritul lui Hristos. Pă bune! Dar îngerul acesta care zice vorba aceasta aici o avea spiritul lui Hristos? Auzi că îngerul acesta care vorbește aici se face frate doar cu aceia care păzesc cuvintele din cartea Apocalipsa. Cu ceilalți, credeți-mă, acest înger nu este frate, este dușman. Da, da, cu toți pastorii care se pișă în arc pe învățăturile minunate din cartea Apocalipsa, acest înger care vorbește aici este dușman cu toți acei pastori care vin în fața voastră și zic, eu nu sunt specialist în cartea Apocalipsa. Cu toți aceia care au în gură această vorbă, acest înger este dușman, nu e frate. Păi cum aș putea să înțeleg altfel cuvintele de aici? Zice, eu sunt un împreună slujitor cu tine, cu tine, Ioane, care ai scris Apocalipsa, cu frații tăi, adică care frați? Cu cei care păzesc cuvintele, care prețuiesc cuvintele din cartea aceasta. Cu ceilalți nu sunt frate. Cum e, dragilor? Mai am spiritul lui Hristos acum? V-am învățat la biserică, popa, să-i separați pe oameni în funcție de spiritul lui Hristos, de parcă ați fi voi barometru de identificare a prezenței Duhului Sfânt în inima oamenilor. Nu e vorba de Duhul Sfânt aici în inima oamenilor, e vorba despre o carte la care te raportezi și pe loc ești poziționat pro sau împotriva Domnului Hristos. Da, este vorba despre cartea Apocalipsa, ați înțeles bine. Capitolul 22 arată valoarea și implicațiile manifestărilor noastre vis-a-vis de această carte. Iar dacă nu mă credeți, citiți în continuare, că lucrurile continuă, zice, dacă bagă vreunul cuvinte în plus în cartea asta, îi bagă Dumnezeu toate urgiile scrise în cartea aceasta. Îi le pune pe cap așa, să le îndeasă pe cap. Iar dacă scoate vreun cuvântel din cartea prorociei acesteia, îi scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții. Își pierde viața veșnică. Sunt sute de pastori, nu mai zic de la ce biserică, care spun, zice, noi nu ne pricepem așa bine. Ce frate pastor, a zis unul, l-am văzut și eu pe net, unul, pană Flavius, și cu altul, Sebi Marnic, a zis că lucrurile aici sunt așa sau așa, dumneavoastră ce părere aveți? Eu trebuie să recunosc că nu sunt atât de pregătit în ceea ce privește cartea Apocalipsa. E, pastorul care răspunde în felul ăsta n-a scos cuvinte din carte, a scos cartea cu totul, bă! A luat-o și a dat-o pe tomberon la gunoi. Nu doar cuvinte, cartea cu totul a aruncat-o și sunt colcăie bisericile pline de astfel de proști. Proști în adevăratul sens al cuvântului, exact cum spune Proverbele, capitolul 8.
Adică omul ăla prost care nu vrea deloc să se întoarcă la Dumnezeu. În capitolul 22 ni se arată valoarea acestei cărți. Valoarea, greutatea acestei cărți. Zice Severica, dar dacă așa va fi și voi fi despărțită de copii, fiindcă l-aleg pe Domnul Iisus, cum voi simți eu în sufletul meu? Severica, știi care este problema? Inițial vei fi pe noul pământ cu toți cei dragi ai tăi. Aici e problema. Inițial vom fi pe noul pământ cu toate rubedeniile noastre, indiferent ce religie au avut. Unii au fost atei, alții ortodoxi, alții, cine știu, ori fi fost de-aia în generațiile astea de LGBT de acum, homosexual, lesbiene, alții poate că mai din vremurile trecute am avut până neam eunuci sau ce știu ce oameni, care mai de care, toți vor fi mântuiți. Și inițial, la început, la înviere, toți vom fi acolo pe noul pământ. Și unul câte unul se va dezice de Domnul Hristos. Ia uite ce zice Scriptura. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi stârpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei. Voi scoate de asemenea din țară pe prorocii mincinoși și duhul necurat. Și dacă va mai proroci cineva, adică proroci mincinoși, tatăl da? Său și mama sa, înșiși părinții lui îi vor zice, tu nu vei trăi? Căci ai spus minciuni în numele Domnului și tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge când va proroci. Ai văzut, Severica, ce scrie aici? Dragilor, cumpărăția cerurilor nu este ca la război. Nu este ca la război. Cumpărăția cerurilor nu este la război înapoi, la plăcinte înainte. Cumpărăția cerurilor este ori cu Domnul și doar cu El, ori fără Domnul. Și cu cine vrei tu, nu mai contează. Nu merge și cu Domnul și cu feblețea. Nu merge. Doar cu Domnul. Hotărâți-vă bine ce aveți de făcut. Vai, prezentarea asta, partea a cincea care am făcut-o aici, a fost cea mai mângâietoare, cea mai faină, plină de slavă. Toate prezentările din Apocalipsa care le-am făcut și celelalte patru au fost, socotesc, destul de frumoase și consistente pentru cei interesați, însă asta a fost aproape magnifică din cauza făgăduințelor la care am ajuns cu ocazia aceasta. Cei care nu ne-au urmărit, că am văzut că am avut audiență mai mare la celelalte prezentări, poate vor vedea ulterior înregistrarea, cei care nu ne-au urmărit au pierdut de-a dreptul. Băi, Sebi, știi ce s-a întâmplat? Au ratat șansa cea frumoasă. Eu cel puțin sunt plin de bucurie în momentul ăsta. Noi suntem și disperați când ne apucăm să vorbim despre lucrurile astea. Tu n-ai văzut că noi atunci când vorbim despre... Noi când vorbim despre lucrurile astea n-avem măsură, mă. N-avem frână, n-avem mamă, n-avem tată. Ne uităm vorbind... Ne dăm dintr-una într-alta, am luat-o de la început. Crede-mă că dacă nu ne-ar durea fundul, capul ne-ar ține să mai vorbim încă 4, 5, 7, 5 de ore în continuare. Acum, pentru mine este o realizare că în momentul ăsta sunt 144-145 de inși care rezistă, care se uită în continuu cu noi.
și studiază și cercetează, este un consum al minții, eu sunt convins că dacă vă luați temperatura la tâmplă acum, aveți peste 36,5. Vă bagă ăștia în carantină că aveți semne de COVID. Deci în momentul când veți traversa pe la vreun aeroport, pe undeva, eliberați-vă întâi mintea ca să nu vă crească temperatura și să vă suspecteze ăștia că ați avea probleme. Dragi prieteni, mulțumim punctul domnului. Cel mai însemnat, sunt bucuros, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem înțelegerea fermă, fermă, la care nu există nicio breșă de înțelegere la momentul acesta. Avem înțelegerea fermă că anul acesta trece împărăția lumii în mâinile Domnului Hristos. Și să ții izmenele pe tine, nene, că șuieră vântul tare de tot când va începe. Abia aștept. Băi, abia aștept, Sebi. Abia aștept. Flavius, să țină... Eu din 2016 aștept. Și dacă m-ați văzut oarecum așa mai, cum să spun, mai la locul meu așa, asta nu înseamnă că mi-am pierdut entuziasmul, nu. Să vă păziți bine, ițarii de in, dragilor, să vă păziți bine de tot, ițarii de in, că s-a rostit și o fericire pentru cel care veghează și îi păzește. Să vă păziți bine de tot, că avem în față lucruri frumoase, glorioase, și e păcat de noi, e păcat de sufletul nostru în care a investit Dumnezeu, să risipim ceea ce ne va dărui El când va veni. Iată, zice, eu vin și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia, zice, potrivit cu fapta sa. Sebi, când se există va o faptă, restricția... dragilor, o faptă, una singură pe care o cer la schimb, Domnul. În toată afacerea aceasta. Da, da. Există o faptă. Da. Dragilor, hai să o arătăm. Hai, porumbei la zbor. Există o faptă, dragilor, pe care au... L-au întrebat clar, public, în spațiu public, iar Domnul nu i-a întors, nu i-a învârtit, le-a spus-o pe față. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Ei au zis lucrările, da? Iar Domnul a spus că nu e vorba de mai multe. Și le-a spus că e una. Observați ce diferență între ce gândesc oamenii religioși? Ei zic lucrările, faptele. Iar Domnul spune că este una fapta aceasta. Zice, lucrarea, la singular, pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Da, măi Sebi, eu nu pot să nu cred cartea Apocalipsa, nu pot să nu cred cartea lui Isaia, nu pot să nu cred cuvântul lui Dumnezeu, care este moștenirea întregii munci de mântuire. Ia auziți cum spune aici, iată eu vin ca un curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele sau fapta lui, dragilor. E pluralul sau singularul aici? E o faptă, dragilor, să vă intre în suflet, în inima adevărul acesta. E o lucrare, este o faptă pe care o cere Dumnezeu să o săvârșim. Înțelegeți odată pe vecie. Dar ce ne facem cu părintele de la biserică, cu pastorul de la... cu fratele pastor care spune că mai multe fapte trebuie să facem? Păi n-ai văzut că sărbătorile Domnului erau 7, pământul, iar ăștia au făcut să fie 59? Ce ne e neclar aici? Ce e neclar în toată treaba asta? Iar alea 7 sărbători arătau către unul, către fapta aceea una, să crezi în acela. Dragii noștri, să nu ne lăsăm amăgiți și păcăliți, fiindcă va veni o glorie de nedescris pentru noi. Ne-a pregătit-o Domnul. Bebe Răducanu zice, parcă vorbiți cu multă ușurință de creator, de oameni, ar fi bine să vă schimbați puțin comportamentul.
Îmi cer mii de scuze, parcă vorbiți la niște vagabonți. Nu, nu, ai făcut o confuzie. Noi vorbim ca niște copilași. Tu nu vezi, bă, că noi ne comportăm ca niște copii dintre aia răzgâiați, răsfățați? Tu n-ai observat treaba asta, bebe? Noi ne comportăm vis-a-vis de aceste lucruri ca niște copii cărora Dumnezeu le-a turnat în sân bogăția cerească și ieșim pe stradă și zicem, uite, bă, ce avem noi aici? Deci noi avem comoară de mare mărgăritar și ne comportăm ca și cum ar fi niște cutii de conserve goale, așa, știi? Ia și tu, ia și tu, ia, mai, ia și tu și așa mai departe. Ce, voi ce vreți, mă? Vreți să ne comportăm cu scoarță dintre aia ca lui Iohannis? Nu, nu, mersi frumos, ăla e un tâmpit. Un dobitoc care nu, nici măcar nu știe să vorbească, dar aminte să facă altceva. Bebe, nu, noi suntem niște, mă cunoști, niște copii rași. Și pe Flavius, n-ai văzut pe aici pe platforma asta, te nu asigurăm știu pe că cea... cine este. Tu, nu, nu tu îl cunoști, Bebe, te știe pe tine de aici, de pe... Nu știe, de pe mă știe de pe net, știe cum arăt. Un grăsuc da. Cu... nu știe nimic despre mine, nu, cred. Vreau să spun că el a văzut, că noi vorbim despre lucrurile prieten. Astea cu bucurie. Fapt, pe mine nu mă... cum să zic, cojoacele de tablă sau, cum ai zis tu, ițarii de tablă, Flavius, nu mă aranjează. Ăștia prea scrobiți solemnitatea, solemnitatea care vi se vinde la biserică nu are de-a face, face cu Domnul parale, Hristos. Da, da. Solemnitatea, acea solemnitate care vi se vinde la biserică era proprie fariseilor, cărturarilor, saducheilor, nu Domnului Hristos. Domnul Hristos era de un populism enervant. Se ducea la Maria Magdalena și zicea, ce faci, drag? Ce mai faci? Hai să vorbim. Și ea spuneau, aolo, cum s-a apropiat de asta, dacă să dă la el? A, ia uite, bă, ce gesturi lascive îi face, îi șterge părul, îi șterge picioarele cu părul ei. Păi numai într-un act intim, când nevasta vrea să-i arate soțului cât de tare îl prețuiește, îi șterge picioarele cu părul. Era voi chiar nu înțelegeți gestul ăsta că era inadmisibil ca o femeie străină cu părul ei, care este simbolul ei sexy, să-i șteargă picioarele unui bărbat care nu era soțul ei? Era inadmisibil lucrul acesta. Și Domnul Hristos, ce lăsați-o, lăsați-o? Voi abar n-aveți ce face, ea pregătește trupul meu pentru mormântare, iar voi credeți în mintea voastră că se dă la mine. Lăsați-vă, bă, în pace cu ce v-au învățat ăștia la biserică. Vă învăța numai să ne tâmpeni. Dea Domnul pace, eu zic să vă dragilor. Treziți. Ne vedem cu ajutorul Domnului sabatul viitor. Eu personal sunt foarte bucuros de ce am experimentat și am trăit în sabatul acesta, vorbind din cuvintele acestea. Și Apocalipsa înțelegerile noi și frumoase care ni s-au destupat, ne-au deselenit mintea doar rostind cuvintele acestea, nu mai zic și... Apocalipsa a explicat în vreo 12-15 ore. Da. Și cam asta a fost media, cam 3 ore. Ne vedem vineri seara viitoare din nou la ora 20, da? Săptămână cu Domnul. Spre el mă așteaptă acolo sus Dumnezeu.
liniștit coboară în noi, să aducă rod bogat cerul minunat. Zi de zi, viața să-L urmez. Zi de zi, zi de zi voi cânta despre dragostea Lui ce-am găsit-o cândva. Azi aleg să trăiesc să zâmbesc ca Domnul meu și-n toată viața să este mai frumoasă ca salvarea dată prin Iisus. Nici iubire care să jertfească pentru noi cât a jertfit Iisus. Dragostea Lui e darul cel mai minunat, minunat. O, ce minunat! Dragostea Lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Zilnic mă înconjoară cu îndurare, văd la orice pas cât e de bun. El mi-a dat pe veci răscumpărare, pot și eu voios acum să spun. Dragostea Lui e darul cel mai minunat, minunat. O, ce minunat! O, dragostea Lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Nu vom înțelege niciodată sa. Și atunci în slava nevisată tot iubirea Lui o vom cânta. Dragostea Lui e darul cel mai minunat, minunat. O, ce minunat! O, dragostea Lui e darul cel mai și pentru noi. Dragostea Lui e darul cel mai minunat, minunat. O, ce minunat! O, dragostea Lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru ce ți-a povară.